Păi, deci nu cred așa ceva, frate. Aoleu. Da. Puișorul lovit la picior este mort. Dar știți din ce cauză? Nu că era din picior, nu cu piciorul lui. Nu din cauza asta. Din mega cauza asta. Vedeți și voi. Șobolan. Ori nou. Ori șobolan nou. Ori cel de sus. Și chiar m-am săturat de ei. Deci gata. Nu mai sunt drăguț. Da. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi o zi sau nu, zi un videoclip foarte trist, deoarece puișorul acesta s-a dus, era foarte frumos. Acum nu pot să zic că l-au călcat în picioare, pentru că curcile nu stau împreună cu ei, adică stau îndepărtați, zic, acolo curcile, aici pui. Acum o să-l vi-l arăt deja de sus, pentru că de mai jos, pentru că, da, știți cum arată, deci... Efectiv l-am mâncat pe aici, am mâncat tot capul, deci nu cred așa ceva. Uitați-vă și voi ce a făcut, deci l-a jupuit în mii de bucăți. L-am mâncat peste tot. Da, deci haide să vedem dacă e șobolan nou. Și dacă e șobolan nou, păi, toai de capul nostru. Că nu mai scap de ei nici. Haide să ne uităm. Să vedem dacă e el. Sau e șobolan nou. Deci pe aici, pe undeva era gaura. Ne uităm aici, inspectăm tot. Acum nu cred că se vede. Ba, se vede. Așa. Nu, deci nu văd nicio gaură. Asta înseamnă că e șobolan nou. Foai de capul nostru. Da, stați o secundă. Da. Deci dacă era un... Dacă era șobolan ăla, nu cred că se ducea el să dea iaman pui din solar, că venea la ăștia de aici. Sau poate că ăla era rănit și... Da. Bă, deci nu cred așa ceva. Cum e posibil? Deci e foarte nasol. Nu pot să cred așa ceva. Deci, efectiv, l-a făcut praf. Măcar n-a făcut victimă puișorii aceia de cum le zice, metisurile. Da, deci, uitați-vă și voi. A săpat pe aici, a ținut cont de asta, de electricitatea asta, zic așa. Și a intrat pe aici, uitați-vă. Nu, că nu mai e de glumit. Și-o cu șobolanii ăștia. Fuleu. Da, deci uitați-vă, e peste tot aici, să vedeți că, uite, uitați, spere pe aici. L-a prins garantat. N-a murit el, nu l-au călcat în picioare. Da, uitați, e piciorul lui. Uite, de aici l-a mușcat. Să vede, uitați cum se clatine și aici, e colțul, de aici l-am prins. Și după aia l-a prins de cap, că e aici, dar nu vreau să vă arăt. Da. Cam asta e cu șobolanul acesta. Cu puișorul acesta, șobolan nou în grădină, să zic așa. Dar nu mai sunt drăguți, nu mai tolerez așa ceva, o să pun capcane, o să pun o travă de toate, o să vorbesc și cu tata cu problema asta. Deci așa o ciudam, că era super frumos. Deci, în total, 5 pui de ouă mai am de anul acesta. Nu pot să cred. Dar o să le iau de aici și mergem la mii de flori. După cum vedeți, aceștia sunt bine. Mai acolo celălalt. Aici avem găinușele liniștite, nicio problemă. Apoi l-a prins că ăla nu s-a putut urca pe bețe. Cum a avut piciorul și ăla a fost ocazia lui perfectă. Deci aici nu avem nicio victimă. Adică... Să vedem. Astăzi n-am intrat la ele cu școala. Să sperăm mai că aici nu este nicio victimă. Nu văd nicio săpătură, deci posibil să nu fie nicio victimă. Da, o să vedem.
e victima sau nu e victima. Cocoșelul ăla l-avem aici. Inușa de Isabel. Și aici cele, da, aici nu avem nicio problemă. Uite, ia uite că a încercat să sape mai tare aici. Cum am pus apa, deci e foarte bună apa aici, că nu mai vine dacă e apă. Vedeți, am înghețat apa, trebuie să o schimb. Și se trebuie să le curăț asta de apă. Uite, și aici a încercat să sape, uitați. Deci nu mai puc cu șobolanii ăștia. Culmea rău de tot. Haideți să mergem la ceilalți. Mii de flori care... trebuie să le mai dat de mâncare, cred. Le-am dat când am venit de la școală și la aceștia, dar au mâncat foarte repede. Tot trebuie să le mai pun, trebuie să le schimb și apa. Le-am pus mâncare, nu știu, de aseară. De azi dimineață, parcă, sau nu știu când le-am pus. Au avut mâncare, cum vedeți, da. Nu le mai place aici, un loc întunecat, în care mai au apă. Le-am schimbat-o. Cred că acum o să deschid pentru că sunt Mr. Caprele. O să mergem și la șobă, să vedem cum stă treaba. După cum vedeți, este foarte multă mizerie, dar nu am timp, nu am cum să le curăț. Adică n-am unde să-i țin cât le curăț. Da. Aici căprițele, nicio problemă, căprițele sunt gestante. O să fete în ianuarie. Avem puișoare. Le-am pregătit aici un țar unde poate fete să stea la căldură. Deci nu o să fie problemă. Să mergem și la acesta. Să vedem ce o să facem cu el. Nu aveți voi aici. Da, nu prea mai am bateria la telefon. O să ne uităm la acesta. După cum vedeți, am luat tot fânul de aici. Le-am dat la capre. Și asta e un loc foarte bun pentru că aici i-a distrus compartimentul și mai are aici. Și să vedem dacă a mâncat din otravă. Otrava e tasată, nu-i mâncată. Mă, nu, voi nu vedeți, pentru că e foarte întuneric acolo. Filmez cu telefonul acum. Da. Probleme, mari probleme. Am mâncat otrava și de o săptămână n-am. Deci șobolanii ăștia sunt extrem de rezistenți, o să aduc o capcană gana ta, dar nu știu de unde și n-am din ce să confecționeze una, că da, nu merge din plasă rabiți, că din plasă rabiți imediat îți iese, da. Cam asta a fost videoclipul pentru azi, un videoclip trist, din păcate, dar ce să facem, ciclul vieții, trebuie să scăpăm de șobolanii ăștia neapărat, ăștia mari în general, că ea nici nu fac victime, dar și ei aduc boli și mănâncă... cum zice porumbul. Și da. Cam atât a fost videoclipul pentru azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați. Eu am fost Alex și ne vedem data viitoare. Pa, pa!